Dragii mei, cred că este bine să spunem încă o dată și în această dimineață ca binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin? Amin. Ne rămâne o oră la dispoziție și spunea fratele Iosif, pregătește-te și dumneata ca să completezi la ceea ce eu știu, fratele Mircea, fiind mai tânăr, scapă din vedere. Înainte ca să intrăm în Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră, poate vreo 5 minute, mai am numai mult, nu o introducere în textul de astăzi, ci ca o încurajare. Am văzut că în ultima vreme, din cauza, eu știu, efervescenței virusului care se cam răspândește, probabil e făcut în același garaj în care am fost făcut în 2003, celălalt. L-au inventat probabil în acea zonă și în același garaj, prin China de acolo. Dar vreau să vă încurajez să nu vă temeți de lucrurile acestea. Am citit un studiu, poate cei care lucrează în sănătate, în sistemul de sănătate, poate știu mai bine acest lucru, dar poate n-au ocazia să vină să vă spun aici, dar am citit un studiu aici, în Canada, în Quebec, oficial, despre această situație și spunea că influenza, deci virusul acesta despre care noi îl cunoaștem în fiecare toamnă vine și primăvara se duce din nou, în fiecare an, în comunitatea europeană care enumeră 500 de milioane de locuitori, mai direct sau indirect, decedează 60.000 de oameni din cauza acestui virus influenza. Dar este un vaccin care cei care sunt mai vulnerabili toamna sau spre iarnă îl primesc și să vorbește mai puțin despre el. Îl prindem și noi aproape în fiecare an. Prea rar este să scăpăm de el. Și spunea că totul de mortalitate la virusul acesta, influenza, este 0,1%. Pe când virusul ăsta, care, așa cum am spus, personal, cred că în acea zonă l-au inventat în același garaj, spunea că nu este vaccin pentru el și totul de mortalitate ar fi între 2 și 3%. Și tot așa persoanele care, copii sau persoanele care sunt mai vulnerabile, au un sistem imunitar mai slăbit, sunt atacate și se complică unele lucruri. Dar aș vrea să vă spun de ce spun lucrul acesta, pentru că am văzut că mulți, chiar slujitori, pe baza acestei situații și-au făcut chiar mesaje de predică și cred că nu este cazul. Cred că nu este cazul și aș vrea să citesc un cuvânt care ne spune Scriptura. Din Psalmul 91 ne spune aici un cuvânt care noi îl știm și cei care îl cred, eu cred că sunt păziți de puterea lui Dumnezeu. Și nu numai atât, cei care îl cred sunt socotiți neprihăniți. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre Avram că a fost socotit neprihănit prin credință. Deci nu prin fapte, au avut și fapte, Avram, dar nu aceasta i-a fost socotită ca neprihănire, ci pentru că l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Ceea ce i-a promis Dumnezeu la Avram, Avram l-a crezut. Și Dumnezeu i-a socotit ca o neprihănire. Aș vrea ca în această dimineață Dumnezeu să ne socotească neprihăniți prin Domnul Iisus Hristos. Dar în același timp, și prin faptul că crede în Cuvântul lui Dumnezeu. Un om care nu crede Cuvântul lui Dumnezeu n-are cum să fie socotit neprihănit. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 91, am să încerc să citesc de la versetul 5. Nu trebuie să te tem nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge și nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Amin. Dragii mei, este adevărat cuvântul lui Dumnezeu? Aș vrea să vă mai spun ceva și apoi închei cu această idee.
Dumnezeu îl întreabă pe un proroc, pe un om al lui Dumnezeu și spune lui Ieremia, ce vezi? Îl întreabă ce vezi? Chiar la începutul lucrării lui Ieremia. Și Ieremia spune, văd un vegheator. Și Dumnezeu îi spune lui Ieremia, bine ai văzut, pentru că eu veghez asupra cuvântului meu ca să se împlinească. Cuvântul lui Dumnezeu se împlinește în ceruri, se împlinește jos pe pământ și în toată constelația care noi o știm și noi știm, se împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Dacă sunt vremurile în care trăim, este că Dumnezeu le-a îngăduit. De aceea, noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Amin? Spuneam, marseara la rugăciune, îi întrebam pe frații care au fost, cât dintre dumneavoastră v-ați numărat pașii până în seara aceasta. Bineînțeles că niciunul. Oamenii au inventat niște mecanisme astăzi, că le pui pe mână și îți numără câți pași faci într-o zi. Dar aș vrea să vă spun ceva, eu cred că s-a eronat mult dintre ei. Dar Dumnezeu știe câți pași vei face și mâine. Ceea ce mecanismele lor și tehnologia nu o să știe niciodată. De aceea nu vă temeți de lucrurile acestea. Aveți credință în Dumnezeu, spunea Domnul Iisus Hristos, și aveți credință în mine. Amin. Aș vrea să trecem acum la textul care l-am citit și nu vă fie frică că nu o să predic până la ora 12. Îi spuneam fratelui Iosif, așa cum v-a spus, îi spuneam fratelui Iosif, să se gândească și dumnealui și ceea ce mie îmi scapă din vedere. Știu că atunci când stai în spate aici și ești atent la ceea ce se spune, multe lucruri se scapă din vedere și poate să rectifice ceea ce mie mi-a scăpat din vedere. Și zic ca Domnul să ne binecuvinteze, să fim atenți la cuvântul lui Dumnezeu, ca în felul acesta să primim învățături. Să primim învățături. Am citit acest text despre un tânăr. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre acest tânăr în trei evanghelii. În Evanghelia după Matei, în Evanghelia după Marcu și în Evanghelia după Luca. În Evanghelia după Matei este singura evanghelie în care specifică că și era tânăr. Deși Cornilescu în toate trei evanghelii a pus ca subtitlu, i-a spus tânărul bogat, numai în Evanghelia după Matei, în capitolul 19, cu versetul 20, cred că, specifică acolo că era tânăr. De ce am găsit cu bine să citim acest text? Pentru că aș vrea să prezint înaintea lui dumneavoastră un tablou acestui om, acestui tânăr, care măcar că avea o viață exemplară în ochii noștri, în ochii oamenilor din vremea aceea. Avea o viață de exemplu, puteai să-l iei ca un model, puteai să-i spui, este un model vrednic de urmat. Avea și trecere. În Evanghelia după Luca, știți ce se spune despre el, despre acest tânăr? Știți cum începe primul verset în Evanghelia după Luca, în această discuție a Domnului Iisus cu acest bărbat? Un fruntaș. Un fruntaș. Se pare că avea trecere și înaintea oamenilor. Un fruntaș, pentru noi cei care suntem mai în vârstă, noi știm ce înseamnă un fruntaș. Cineva mai mare, anul rodului. Cineva mai mare. Tinerii probabil nu-și dă seama că nu știu ce înseamnă un fruntaș în armată. Este primul grad care poți să-l primești în armată. Cineva care este puțin mai mare, care este vrednic de ascultat, care este vrednic ca să îi dai încredere, care este vrednic de urmat. Și așa spune în Evanghelia după Luca, un fruntaș a venit la Domnul Iisus. În Evanghelia aceasta care am citit-o, spune puțin diferit, dar înțelesul este acela. Să știți, cele trei evanghelii nu se contrazic, nu se completează. Diferența o face cei care prezintă această întâmplare, așa cum suntem noi oamenii, care eu pot să povestesc într-un fel al cuvintelor mele, pe când fratele Iosif povestește sau spune aceeași întâmplare în cuvintele dumnealui, dar are același înțeles. Și acest tânăr, spune cuvântul lui Dumnezeu, de ce am vrut să vorbim despre el? Pentru că, spuneam, avea o viață exemplară. Avea o viață vrednică de urmat. În ochii oamenilor de atunci, din vremea aceea, parcă nu era de nimic, nu era nimic de condamnat în el. Și totuși tânărul acesta, să-i spunem tânăr pentru că era o calitate și aceasta, tânărul acesta vine la Domnul Iisus Hristos și spune ce să fac.
ca să capăt sau să primesc sau să am parte de viața veșnică. Și aș vrea să vă prezint cel puțin patru calități acestui tânăr, să vedem dacă noi, care suntem aici în această dimineață și cei care erau pe vremea aceea, pentru că toată învățătura care o dăm de aici, ar vrea să facem o paralelă între ceea ce s-a întâmplat și viața noastră. Pentru că dacă nu ar fi doar o istorie și poate nu ne-ar folosi la mare lucru, dar ar vrea, bineînțeles, să facem o paralelă. Și prima calitate a acestui tânăr, știți care era? Faptul că era tânăr și interesat de viața veșnică. De ce spun lucrul acesta? Tineri suntem mulți și eu mă consider tânăr. Încă mă consider tânăr. Și avem tineri aici. Și vedem în viața noastră în fiecare zi tineri. Dar câți dintre ei sunt interesați de viața veșnică? M-am întrebat și mă întreb și astăzi. Câți dintre creștinii care frecventează mai des sau mai puțin des Biserica lui Dumnezeu sunt și interesați de viața veșnică? Acest tânăr se pare, cum am spus, avea o viață exemplară și totuși simțea. Parcă simțea că lipsește ceva. Că de aceea a venit la Domnul Iisus Hristos și i-a spus oarecum ce mai îi lipsește să dobândești viața veșnică. Mă rog lui Dumnezeu ca toți care suntem aici să fim interesați de viața veșnică. Venirea noastră aici să nu fie cu diferite scopuri, să nu fie cu alte amăgiri, să fie pentru că suntem interesați de viața veșnică. Mă rog pentru tinerii noștri, pentru copiii noștri, în vremurile în care trăim, ca Dumnezeu să-i cerceteze să fie interesați de viața veșnică. Tinerețea lor să o pună la dispoziția lui Dumnezeu. Așa cum tânărul acesta a pus. Tinerețea lui a pus-o la dispoziția lui Dumnezeu și a poruncilor lui Dumnezeu. Într-o paranteză, dacă mergem într-o școală unde sunt numai tineri, iar profesorii sunt mai puțin tineri, eu nu-i numesc bătrâni. Mi-e place să-i numesc mai puțin tineri. Pentru că și eu azi mâine o să fiu în rândul acelor care sunt mai puțin tineri. Dacă mergem într-o școală, fie de teologie, fie universitate, fie secundară, să nu mergem într-o școală primară, că acolo copiii sunt mai mici. Și întrebăm pe acești tineri care sunt acolo, câți dintre voi sunteți creștini? Vă spun că cei mai mulți o să ridice una, sunt într-o anumită măsură. Și eu sărbătoresc Crăciunul și Paștele și beneficii. Dar câți sunteți interesați de viața veșnică? Nu știu câți dintre ei ar ridica mâna și ar spune, eu sunt interesat. Prea puțin. Ei, de ce am numit această calitate la acest tânăr? Pentru că era tânăr care era interesat de viața veșnică. Și mă rog lui Dumnezeu ca tinerii din adunare, venirea lor aici să fie acest interes de viața veșnică și împărăția lui Dumnezeu. Amin? Pentru că aș vrea să vă spun, în comunitățile române din Canada și din Statele Unite, din ce în ce tot mai mulți tineri nu sunt interesați de viața veșnică. Vin la adunare cu diferite scopuri sau prin parcare, prin holul bisericilor și discută alte lucruri și alte afaceri, dar nu sunt interesați de viața veșnică. Acest tânăr era interesat de viața veșnică și le sugerez tinerilor din adunare ca să-l ia ca un exemplu bun. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne spune mai departe. Vorbim ceea ce spune cuvântul, nu ceea ce gândim noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că era și bogat. Bogat în sensul avuților materiale. Tânărul acesta, să știți că mai puțin tineri găsește astăzi bogați. Probabil, o primit o avere de la părinți. Mă gândesc. O primit o avere de la părinți. O moștenit. Dar, de ce numesc ca o calitate? Era și tânăr și era și bogat. Dacă te uiți în vremurile noastre, sunt puțin tineri, și sunt mulți tineri, dar prea puțin sunt bogați și să fie și interesați de lucrurile sfinte. Avea o calitate. Să știți că nu-i tot una să fii sărat sau să fii bogat. Sunt două lucruri diferite. Sunt două lucruri diferite. Al treilea lucru era educat. Să ținem minte lucrul acesta. Într-o zi stăteam de vorbă cu un coleg de-al meu și într-o paranteză spun aceasta, și îmi spunea el să știi că este o diferență între a fi educat
din punct de vedere școlat la școli sau educat din punct de vedere a fi bine crescut acasă. Și am zis, spune-mi care este diferența. Și îmi spune, uită-te la unii dintre cei care intră pe ușa uzinei. Pe ușa uzinei. Oameni cu școală, oameni care au făcut o anumită școală, pregătire profesională, care poate puțin dintre noi am ajuns să facem aceasta. Și trece pe lângă tine de bună oară când intră și un om educat, un om bine crescut. Ce ziceți dumneavoastră? Este normal să spună un bună ziua, să spună cuiva? Când intră într-o încăpere, îi întreb pe tine că poate trăiesc în acest sistem. Pentru că am văzut mulți care au făcut școli și școlile cele mai bune din Quebec. Și trece pe lângă tine, dă față în față cu tine. Și când ajunge în dreptul tău și întorci capul în partea cealaltă. Și ne întrebam, oare e educat sau nu e educat? Ei, tânărul acesta era bine educat. Alt avantaj. Sau altă calitate. Și știți de ce? Se apropie de Domnul Iisus Hristos și știți cum îi spune Domnul Iisus Hristos? Bunule învățător. Bunule învățător. Deci un om care era tânăr, era bogat, căuta viața veșnică și era și bine educat de părinții lui. Nu-l insultă cum au fost alți farisei care s-au apropiat de Domnul Iisus Hristos și nu știu cât de bogat, nu știu cât de interesat de viața veșnică era, dar l-a insultat pe Domnul Iisus Hristos până acolo că i-a spus că ai drag. Tânărul acesta, urmărindu-l pe Domnul Iisus Hristos în lucrările lui, văzându-l că este învățător, nu prin școlile care le-ar fi făcut sau nu le-ar fi făcut, văzând prin puterea lui Dumnezeu care era el. Și îi spune Domnul Iisus Hristos și învățător și îl numește și bun. Era bine educat tânărul acesta. Mă rog lui Dumnezeu ca tinerii noștri să ia și aceasta ca un bun exemplu, să fie bine educați acasă. Școlile ne educă, dragii mei, și știm să facem avioane, știm să facem nave spațiale. Dar vreau să vă spun ceva. Asta este o educație profesională care o să îți servească ca să-ți câștigi pâine. Dar educația care ți-o dă părinții acasă, cum spune în franceză, bien élevé, asta e diferit de bien éduqué. Aceasta este diferit, dragii mei. Când intri într-o încăpere, când respecti pe cineva, asta este educația care o primește de la părinți. Și mă rog lui Dumnezeu ca tinerii noștri să ia cu un bun exemplu aceasta. Amin. Haideți să mergem mai departe. Știți că tânărul acesta, pe lângă toate aceste calități, poate unii dintre noi o să spună faptul că era tânăr nu era o calitate. Ba, era o calitate. Era o calitate. Pentru că dacă aș pune o întrebare la toți de aici, cred că toți am vrea să fim la 20-25 de ani. Vă spun că cam toți am vrea să fim de acolo. Era o calitate. Dar haideți să mergem mai departe. Și aici încep calitățile spirituale care avea acest tânăr. Să băgăm bine de seamă. Să băgăm bine de seamă ce spune cuvântul, nu ce spune el. Era smerit. Știți că tânărul acesta era smerit. Era și tânăr, nu era arogan. Și eu am fost la 20-25 de ani și eram diferit. Să fiu genții sau polit cu mine, eram diferit. Și Dumnezeu a trebuit să mă treacă prin niște năcazuri ca să mă schimbe puțin. Încă nu schimba de tot, dar să mă schimbe puțin. Dar eram diferit, trebuie să recunosc. Ei, tânărul acesta, și bogat, și tânăr, și bine educat, și interesat de viața veșnică, era smerit. Era smerit. A venit înaintea Domnului Iisus Hristos și știți ce-a făcut? Spune cuvânt. Știți că întâmplarea aceasta nu era în sinagogă. Nu era undeva unde este covor pe jos, sau faianță, sau parchet. Știți că era pe stradă undeva. Știți ce a făcut acest tânăr? S-a închinat în genunchi înaintea Domnului Iisus Hristos. S-a plecat în genunchi. În pulberea aia, în praful acela care era atunci, el s-a plecat, s-a smerit înaintea Domnului Iisus Hristos. Și așa s-a adresat în felul acesta Domnului Iisus Hristos. Smerenia este o podoabă, dragii mei.
este o podoabă. Cei mai mulți dintre oameni și creștini din vremurile noastre, dacă te vede un om smerit, te consideră puțin naiv. Te consideră puțin naiv. Dar ne spune cuvântul lui Dumnezeu că smerenia este o podoabă. Și este podoabă acasă lui Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu ca să ne dea aceste lucruri, aceste calități. Amin? Ați vrea să fim niște oameni smeriți? Știți, de multe ori protestăm și spunem, în bisericile noastre nu este har. Nu este har. Și m-am întrebat, oare este de vină Dumnezeu dacă nu este har? Oare Dumnezeu a spus, harul acolo să nu meargă, dincolo să meargă? Știți că harul, de fapt, îl chemăm noi în funcție de poziția inimii noastre? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și noi vrem ca biserica noastră să fie har. Vă îndemn la smerenie, dragii mei, atunci. Ne dă exemplu acest tânăr care era milionar. Care în vorbele noastre, în cuvintele noastre de astăzi, avea acasă, avea o vilă, avea colecție de mașinile cele mai scumpe. Și ne dă o lecție. Nu s-o uita la cei din jurul lui care îl cunoșteau și care altădată îi ascultau sfaturile. El nu s-o uitat la ei. S-o dus și s-o smerit înaintea Domnului Iisus Hristos. Dar știți cum s-a smerit? S-a smerit nu ca și fariseul care s-a dus în templu să se roage și lângă el era vameșul. Știți ce-a făcut fariseul? Vă aduceți aminte. Fariseul s-a dus și s-a bătut cu pumnul în piept și a spus, Doamne, eu dau zecioală din cutare, eu fac așa și oarecum și-o prezentat înaintea lui Dumnezeu viața lui cu calități și bazat pe acestea, trebuie să mă ascult. Și, spunea el, nu sunt nici măcar ca și vameșul ăsta. Era smerit. O întrebare puțin de gândit. Era smerit omul acesta. El își trăia viața și nu ne. Își trăia viața așa cum a spus el. Dar, aș vrea să vă spun ceva. Înaintea lui Dumnezeu, n-are rost să venim cu justificări. N-are rost să venim cu pretenții. Pentru că dacă suntem ceea ce suntem, suntem datorită milii și îndurării lui Dumnezeu. Lăudați să fie numele Domnului. Amin? Haideți să mergem mai departe. Era religios, tânărul acesta. Era religios. Știți ce înseamnă religiunea unui om? Domnul Iisus Hristos, când vine El și spune ce trebuie să mai fac ca să moștenesc viața veșnică. Ce lipsește? Deși într-o paranteză spunând, în vremurile în care trăim noi, dar vreau să-l citesc pe o frate care poate dumneavoastră la aveți în gând. Deci ei zic Dumnezeu să-l binecuvinteze, dar avea o vorbă bună. Avea o vorbă bună care mi-a plăcut. În vremurile noastre, prea puțin dintre noi sau prea puțin creștini spune, pune această întrebare, ce să mai fac? Prea puțin. De cele mai multe ori contestăm și spunem, dar oare și aceea trebuie să o fac? Dar oare și aceea? Și ne place să nu ni se spună nu. Tot încadrarea aceasta a poruncilor lui Dumnezeu, a pretențiilor lui Dumnezeu față de noi, o considerăm de multe ori ostilă. Măcar că ea este spre binele nostru, dragii mei. Spre binele nostru. Acest tânăr era religios. De ce spun că era religios? Pentru că la întrebarea lui Domnul Iisus Hristos îi spune, cunoști poruncile. Nu-i cu semnul întrebării, nici într-una din Evanghelii, întrebarea acea, cuvintele acestea, cunoști poruncile? Nu-l întreabă. Domnul Iisus Hristos îi spune, cunoști poruncile. Și enumără Domnul Iisus câteva dintre ele. Vreți să le citim? În versetul 19. Cunoști poruncile. Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă. Să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Domnul Iisus Hristos îi aduce în față niște porunci. Mă gândesc că nu au fost alese la voia întâmplării. Domnul Iisus Hristos știa cu ce oamenii din vremea aceea se confrunta cel mai mult. Cel mai mult. Și Domnul Iisus îi aduce aceste lucruri. Să nu prea curvești. Să nu comiți păcatul acesta de adulter. Păcatul acesta
care pur și simplu te desparte de Dumnezeu. Te desparte de Dumnezeu, categoric te desparte de Dumnezeu. Să nu ucizi. Să știți că atunci crimele nu erau ca și acum, pedepse așa simple, așa rapid, în fața instanței. Să știți că de multe ori, atunci viața unui om nu avea valoare așa de mare cum ea are acum. Mi-aduc aminte de într-o paranteză spunând, în al doilea război mondial, după sfârșitul al doilea război mondial, când s-au declarat cine o câștigat și cine o pierdut. Și dintre toți rușii s-au declarat cei mai câștigători. Și cineva i-a întrebat și a zis, de ce? De ce sunteți voi cei mai câștigători? Și a zis, pentru că noi am pierdut 220 de milioane de soldați. Și noi am sacrificat cel mai mult. Dar nu a spus și modul în care acești soldați au fost uciși. Nu a spus modul, că jumate dintre ei au fost uciși de ei însă. Ei, și viața pe vremea Domnului Iisus Hristos, viața unui om, nu era chiar așa valoroasă în ochii societății ca și acum. Nu era. Și de aceea mă gândesc că Domnul Iisus Hristos a folosit și acest cuvânt. Să nu uciți. Să nu uciți. Poți să uciți și cu vorba. Noi nu mai ucidem în vremurile noastre. Și viața omului este puțin diferită în vremurile noastre. Dar vreau să vă spun ceva. Să știți că de multe ori putem să ucidem cu vorba. Și mă rog lui Dumnezeu să ne păzească de aceasta. Amin? Haide să mergem mai departe. Să nu furi. Să nu furi. Spuneam odată aici, cred că cu mulți ani în urmă, că lucram în România într-o uzină, într-o fabrică care făceam candelabre. Vă spun că 90% din candelabrele de la Casa Republicii erau făcute la noi în uzină, unde lucram, din cristal. Și aveam colegi care în fiecare lună se asigurau să aibă cel puțin unul, să meargă să-l vândă în altă parte. Și la un moment dat mi-aduc aminte concret de unul care a spus, mă, dar nu cred că este un lucru bun ce faci tu. Și-au spus, îmi fac balanța în ceea ce nu mă plătesc ei ca să-mi acopăr cu ceea ce fac eu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să nu furi. Nu ne dă nicio altă teoremă, nu ne dă altă oare poartă de ieșire, de scuză. Aș vrea să vă spun ceva. Să nu furi. Pentru mine asta rămâne lege. Să nu iei ceea ce nu-ți aparține. Asta înseamnă să nu furi. Și tânărul acesta nu era găsit vinovat nici de aceasta. Nici de prea curvie, nici de ucidere, nici de furtișat nu era găsit vinovat. Și ar vrea să mergem mai departe. Să nu faci o mărturisire mincinoasă. Probabil era la modă să faci mărturisiri mincinoase. Și acum este la modă. Și pe aici este la modă. Să faci mărturisiri mincinoase. Să defăimezi pe cineva. Tânărul acesta nu a fost vinovat nici de aceste lucruri. Nici de aceste lucruri, zic ca Dumnezeu să ne păzească de aceste lucruri. Pentru că să știți că Dumnezeu pedepsește pe cei care fac astfel de lucruri. Inclusiv mărturisirea mincinoasă. Martorul mincinos. Dumnezeu îl pedepsește și nu scapă nepedepsit înaintea lui Dumnezeu. Și nici în împărăția cerului lor. Mincinoși și defăimătorii nu vor intra. Oricât ar găsi ei versete din Biblie să le înlocuiască acestea. Vă spun că nu este. Nu este. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să trăim așa cum a trăit până aici acest tânăr. Apoi mai zice Domnul Iisus Hristos încă una. Să-ți cinstești părinți, pe tatăl tău și pe mama ta. Asta cel mai mult se adresează, bineînțeles, la tine și la tine din nou. Să-ți cinstești părinții sau cu alte cuvinte, să traduc mai clar, să-ți respecti părinții. Este această, tendință a se revolta. A se revolta. De ce atât? Eu vă spun ceva. Eu pentru copiii mei, eu am o regulă. Maximul la ora 11 în casă trebuie să intre. Că ai 20 de ani, că ai 25 de ani, este o regulă. Nu, dacă lucrezi de noapte. Dar dacă nu, până la 11 trebuie să-ți faci timp să intri în casă. Și să vă spun că să respecti. Să respecti. Și când nu s-a respectat, l-am așteptat pe soft, până a venit. Și i-am spus, ai trecut peste porunca mea. Trecând peste porunca mea, treci peste porunca lui Dumnezeu. Dragii mei tine, ascultați-mă ce vă spun. Tânărul acesta a fost un exemplu pentru cei din vremea de atunci.
A fost un exemplu. Și toate acestea, dragii mei, toate aceste lucruri, toate aceste calități, toate aceste calități, pentru el făcea că tânărul acesta totul simțea că îi lipsește ceva. Toate aceste calități face pe mine să cred că acest tânăr era religios. Și știți de ce? Pentru că el îi dă un răspuns Domnului Iisus. Și spune, învățătorule, toate aceste porunci, toate aceste lucruri care mi le spui, le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, din copilăria mea. Și Domnul Iisus Hristos nu îl contrazice și nu îi spune nu. Vezi că acolo e greșit. Domnul Iisus Hristos se uită la el și face un gest care de multe ori îl citim și tracem peste el. Și ce spune Domnul Iisus Hristos prin gestul lui? Domnul Iisus Hristos a alătat la el și l-a iubit. Și de ce? Pentru că spunea adevărul. L-a iubit pentru că Domnul Iisus Hristos avea în fața lui un om care vorbea adevărul. Care avea o viață curată, care avea o viață sfântă, așa cum o spunea el. Așa cum o spunea el. Dar acest tânăr, ar vrea să vă mai aduc aminte un detaliu, care nu-i bine să trage peste el. Spune, toate aceste lucruri le-am păstrat cum? Cu grijă. Pentru mine știți ce înseamnă lucrul acesta cu grijă? Toate aceste lucruri, Doamne, le-am păstrat cu sinceritate, cu curăție de inimă, nu obligat de tata și de mama. Toate aceste lucruri le-am păstrat și le-am respectat din tinerețea, din copilăria mea, pentru că le-am iubit. Asta înseamnă pentru mine, le-am păstrat cu grijă, ca nu cumva să greșesc vreuna dintre ele. Știți că vremurile noastre multe lucruri se respectă oarecum forțat. Păi fac și aceasta când ceare părinți. Păi fac și aceasta când ceare păstorul. Păi fac și aceasta când ceare comitetul. Dar dacă lumea ar cere, aș sări pe toate băncile biserică și aș dansa în mijlocul bisericii. Dacă lumea ar interzice. Tânărul acesta nu vorbește așa. Nu vorbește așa. Tânărul acesta spune, toate aceste lucruri le-am păstrat din copilăria mea, să traduc mai bine, că era tânăr acum. Cu grijă. Le-am păstrat și le-am respectat pentru că am considerat că trebuie să le respect, nu pentru că mi le-a impus cineva. Și mă rog lui Dumnezeu ca tinerii noștri, copiii noștri, în această dimineață să asculte lucrul ăsta și ceea ce noi învățăm, ceea ce cuvântul lui Dumnezeu învață, să nu fie din obligație, ci să fie din convingere personală că trebuie ca să respecte aceste lucruri. Amin? Amin. Și vă spun că în felul acesta vom căpăta izbăvire înaintea oamenilor și trecere înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Haideți să mergem mai departe. La auzirea acestor cuvinte, Domnul Iisus Hristos, care știa adevărul, să ținem minte, Domnul Iisus Hristos cunoștea adevărul. Cunoștea tainele inimii, ceea ce oamenii și prietenii lui nu vedeau. Nu vedeau. Domnul Iisus Hristos îi spune, îți mai lipsește una singură. Până aici, toate au fost bune, toate au fost frumoase, dar ai o problemă. Ai o problemă. Tu ești bogat. Și ai bogății. Și nu ți le-ai câștigat bogățiile astea nici prin nedreptate, nici prin hoție, că nu era vinovat, nici de furt, nici prin ucidere, nici prin alte lucruri. Ți le-ai câștigat cinstit. Dar ai o problemă. Ți legate inima de ea. Ți legate inima de ea. Și sugerez soluția. Chiar dacă ți legate inima de ea, chiar dacă ți legate inima de colecția ta de acasă, chiar dacă ți legate inima de averile tale, de ceea ce consideri că e valoros, de ceea ce îți pui nădejdea, încrederea în el, așa spune psalmistul, că unii se încred în carele lor. În carele lor, în avuțiile lor. Dar noi ne bizuim, spune, pe Dumnezeul nostru. Bineînțeles că acolo probabil vorbea despre o armată care vinea împotriva lui Israel și ea se bazau. Dacă aveai cai pe vremea lui David, vă spun ceva. Numai pe vremea lui Solomon. După câte am citit într-un loc, într-o carte de istorie, pe vremea lui Solomon s-au adus cai în Israel. Înainte aveau catâri.
Păi dați-mi voie să vă spun ceva, diferența era mare. E ca și cum mergi cu o bicicletă împotriva unui tank. Cam așa erau considerați caii de război. Pe când cei mai mici, măgărușii sau altceva, ăștia erau infirmi, ăștia n-aveau nicio putere împotriva cailor. Și pe vremea lui Solomon, a lui David, atunci s-au adus numai cai în Israel. Și poporul Israel a avut și ei cai. Dar de aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, ei se încred în cai lor, în călăreții lor. Sunt arme de război redutabile, dar noi ne vizuim pe Dumnezeul nostru. Ei, omul tânărul acesta bogat avea această problemă mare, dragii mei și dragi tine. Avea această problemă. Să vizuia și să încredea în avuția lor. Și ce înseamnă asta? O avea la inimă. Eu intra la inimă. Și aș vrea să vă aduc un om înaintea dumneavoastră care era mai bogat ca asta. Cu mult mai bogat. Dar nu eu intra la inimă. Dar eu intra la inimă altceva. Știți pe Avram? Știți că Avram era ca un împărat? Știți că Avram era ca un împărat? Eu cerut lui Dumnezeu, Dumnezeu are lui Avram să renunțe la bogățiile lui, la argații lui, la averile lui. Nu! Dumnezeu nu i-a cerut, nu i-a spus Avrame, din cel mai bogat vreau să te fac cel mai sărat. Ca să nu o să fii și smerit. Și dacă poți te las și în cap schetunt, și dacă poți cumva să umbli și cu o salopetă, și cu niște păpuși să te vadă toți că tu ești smerit. Și în felul ăsta mie îmi place de tine. Nu! Pentru că ceea ce avea Avram nu i-a intrat deloc la inimă, dragii mei. Nu i-a intrat. În schimb, Dumnezeu a văzut ceva. Că avea un fiu. Care fiul ăla i s-a apropiat tare de inimă la Avram. Și Dumnezeu l-a pus pe Avram la încercare cu Isaac. Și a zis Isaac, Avrame, eu pe ăsta vreau. De ăsta trebuie să te desprinzi. De fiul ăsta. Și Avram s-a desprins de el. Avram s-a desprins de fiul lui, de Isaac. Până acolo nu vreau să spun mai departe că cunoașteți acea întâmplare. Ei, tânărul acesta avea această problemă, dragii mei. Și Domnul Iisus Hristos îi spune și soluții. Ai o problemă. Toate calitățile le ai, sunt bune. Dar ai o problemă. Și aș vrea ca problema asta să ți-o rezolvi, îți dau soluția și după aia. După ce ți-o rezolvi, chiar te invit să vii după mine. Dragii mei, pentru el, pentru tânărul acesta, a fost amară soluția. Soluția a fost amărăciune până acolo încât nu s-a putut desprinde de ceea ce avea nimeni. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că a plecat nădăjit, supărat. Eu spus Domnul Iisus Hristos, vinde tot ce ai, împarte săracilor, apoi plapădă de tine, pe tine, de tine însăți și vină după mine. Aș vrea să vă pun în paralel cu alți doi slujitori. Domnul Iisus Hristos, când și-a ales ucenicii, la un moment dat, a trecut pe lângă mare, pe lângă lacul Galilei. Și în barcă era un tată cu doi fii. Era Zebedei cu doi fii. Și ăștia reparau fileurile care le arunca în mare. Care prindeau, să nu zic mreaja, că poate tinerii nu înțeleg. Și le repara. Domnul Iisus Hristos le-a spus câteva cuvinte. Și ce le-a spus? Veniți după mine. Curios, tatăl. Mă gândesc oare ce s-a gândit omul ăsta? Când a văzut că fiii lui, amândoi, îl lasă barca acolo cu tot cu fileurile lui, cu tot cu mreaja lui și cu barca lui, sare din barcă și merge după Domnul Iisus Hristos. Merge după Domnul Iisus Hristos, fără să-i dea nicio altă explicație. Aceasta înseamnă pur și simplu să renunț la tot. Dar asta era meseria lor. Imaginați-vă că lucrezi dumneata, nu știu unde lucrezi. Și dintr-o dată trece unul care nu-i cunoscut ca Fiul lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun, Domnul Iisus Hristos, când era prea puțin dintre cei care au fost în jurul lui, l-au cunoscut ca fiind Fiul lui Dumnezeu. L-au cunoscut ca un proroc. Și trece pe acolo și spune, vină după mine. Și să abandonez. Să abandonez munca. Să abandonez pur și simplu pâinea cu care îți câștigi în fiecare zi pentru familia ta. Ar vrea să vă spun ceva. Asta înseamnă renunțare mare, dragii mei. Și Domnul Iisus Hristos, văzând
văzând că acest tânăr pleacă supărat, pleacă întristat, Domnul Iisus Hristos face o afirmație care pur și simplu i-a uimit pe toți cei care l-au auzit. Două afirmații care e reală. Și într-o paranteză aș vrea să vă spun ceva. Să știți că dintre cei care l-au urmat cu Domnul Iisus Hristos atunci și probabil și în vremurile noastre, prea puțin sunt interesați să-L iubească pe Domnul Iisus Hristos, cât sunt interesați de beneficiile care le primesc pe urma aceasta. Cei mai mulți oameni sunt interesați de beneficiile care pot să le primească pe baza că vin la adunare sau slujesc pe Domnul Iisus Hristos. Și cei mai puțini dintre ei sunt interesați de persoana Domnului Iisus Hristos. Și asta o spunea Domnul Iisus Hristos în cuvintele Lui. Vă spun că mă căutați pentru pâinile și peștii care i-ați mâncat. Ce trist! Ce trist! Mă rog lui Dumnezeu, ca biserica noastră, să fie dorul acesta după Domnul Iisus Hristos, după venirea Lui. Mi-aduc aminte și m-am spus întâmplarea aceasta cu câțiva ani în urmă, dar poate cei mai mulți au uitat. Știam cazul concret. Îl cunoșteam, lucram cu el în România. Unul dintre colegii noștri tot se lupta cu altul și zicea, mă, hai la adunare. Hai și tu la adunare. Știți cum era cei care ați lucrat și ați avut de-a face cu colegi? Hai și tu, hai mai avocat odată la noi. Nu la biserică, spuneam atunci, spuneam la adunare. Măi, zice, nu vin. Și tot amâna, și tot amâna. Și la un moment dat, oarecum supărătoarea lui insistență a spus, măi, vin dar cu o condiție. Am o condiție. Dacă îmi dați și mie o dacie, cum au toți pocăiți, așa vedea el. Că toți pocăiții de la adunare au cel puțin o dacie. Era pe vremea aia la modă. Dacă îmi dați și mie o dacie, atunci vin și eu la adunare. Interes. Și ăsta i-a spus, mă, uite care e treaba, nicio problemă. O să vorbesc cu frații să-ți se rezolve problema. Dar tu mă hai numai la adunare. Dar vreau să te avezez din timp. Este o listă pe care trebuie să-ți pui numele. Și pe lista aia când îți vine rândul, atunci o să primești și tu daci. De pe lista aia de 20 de ani, fiindcă nu mi-a venit rândul. Poate este haslit. Dar vreau să vă spun ceva. Este o faptă reală care o cunosc concret. Nu este amăgire, nu este ceva în care am citit undeva. O cunosc. Îl cunosc pe fratele care l-a invitat. Dragii mei, omul acesta, tânărul acesta, a plecat supărat, a plecat întristat, spune cuvântul lui Dumnezeu că avea multe avuții. Și Domnul Iisus Hristos face o afirmație despre astfel de oameni care le au lucrurile în inimă, care nu au pe Hristos, deși cuvântul lui Dumnezeu ne spune, dă-mi inima ta mie, fiule, atunci când dai inima lui Dumnezeu în întregime, mai au loc alte lucruri în ea? Nu mai au loc. Întrebarea mea pentru noi, în această dimineață, pentru că am vrut să... Este bine să punem și această întrebare. După ce am văzut aceste lucruri, am auzit aceste lucruri, dragii mei, mai este ceva în inima noastră care ar putea să ne desparte de Hristos? Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în Cartea Romanilor, cred că, dacă nu greșesc, în Cartea Romanilor, în capitolul 8, versetul 35-39, fratele Cristi poate mă ajută. Cartea Romanilor, deci capitolul 8, 35-39. Uitați-vă cu băgare de seamă lucrurile care acum 2000 de ani tentau sau încercau să-i despartă pe oameni de Hristos. Dar Apostolul Pavel spune nu. Acestea nu ne vor despărți pe noi de Hristos. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strântorarea? Sau prigoana, sau fometa, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia. După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Mai departe, frate Cristi. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Că sunt bine încredințat. Că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici altă făptură nu va fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus Domnul nostru. Amin. Dragii mei, aș vrea să mergem acasă.
și mă opresc, că vreau să-i dea loc fratele Iosif să mă corecteze ceea ce are de corectat. Dar vrea să mergem cu acest gând acasă. Dacă pentru tânărul acesta erau niște bogății care îl despărțeau de Dumnezeu și de viața veșnică, să nu uitați, a venit cu o întrebare și a plecat cu ea acasă. Pentru că n-a acceptat oarecum tratamentul care Domnul Iisus Hristos i-l-a propus. Să mergem acasă cu gândul acesta, oare ce mai trebuie ca să lăsăm? Pentru că putem să fim aproape de Împărăția lui Dumnezeu. El era aproape. Era foarte aproape. Dar știți care era problema lui? Nu era ea. E foarte trist. E mai puțin trist să fii departe. Dar e foarte trist să fii aproape. Să vezi ușa. Dar să nu fii în ea. Și mă rog lui Dumnezeu să ne păzească Dumnezeu de aceasta. Să mergem acasă cu acest gând. Doamne, oare ce trebuie să mai las? Ca în felul acesta, spune ce trebuie să mai las. Și dăm putere să mă las ca felul acesta să am parte de viața veșnică. Amin. Pentru mine a fost o surpriză să aflu în dimineața aceasta că vom citi din Evanghelia după Marcu. Dar să văd că textul acesta este un text foarte potrivit și foarte necesar creștinilor, pentru că vorbește despre un om cu foarte multe preocupări religioase. A venit la Domnul Iisus un om despre care, dacă punem cap la cap informațiile oferite de evangheliști, înțelegem că era bogat, înțelegem că era fruntaș, adică un om cu vază printre semenii lui, probabil că ocupa o poziție de frunte în sinagoga din cetatea lui, un om care avea preocupări spirituale deosebite. Dar pe lângă tot ceea ce fratele Mircea a spus despre omul acesta, tânărul acesta, fie îngăduit să-l numesc așa, aș vrea să mai adaug una, și anume sinceritatea lui. Măcar că omul acesta avea o viață religioasă peste nivelul semenilor lui, măcar că omul acesta de multă vreme a împlinit poruncile lui Dumnezeu, omul acesta a simțit mereu nevoia de avea certitudine, a simțit nevoia de a fi cert, de a fi sigur pe viața veșnică. Dacă el a fost un fruntaș al sinagogii, imaginați-vă dumneavoastră ce efect ar fi putut să aibă asupra membrilor sinagogii în care el era fruntaș, el îi învăța pe alții, să audă că chiar liderul lor are semne serioase de îndoială cu privire la viața veșnică. Că după tot ceea ce a făcut și după tot ceea ce a învățat pe alții, el încă mai are semne de întrebare cu privire la viața veșnică. Îmi place de tânărul acesta pentru că pentru o chestiune atât de importantă cum este viața veșnică, el nu s-a dus la farisei și cărturari, oameni care erau într-un anume fel lideri religioși în vremea aceea, ci cu această întrebare crucială, fundamentală, el a venit la Domnul Iisus. Imaginați-vă dumneavoastră dacă o asemenea întrebare ar fi pusă în ziua de astăzi vreunui predicator, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Vreau să vă spun că sunt foarte mulți predicatori în vremea noastră care ar da un răspuns învățat așa ca o lozincă. Nu mai trebuie să faci nimic. Totul a fost făcut. V-ar surprinde să aflați cât de mulți predicatori în vremea de astăzi, cât de mulți lideri religioși în vremea de astăzi, afișând o spiritualitate falsă, le-ar răspunde în felul acesta ascultătorilor lor. Nu trebuie să mai faci nimic. Și un asemenea răspuns pare chiar profund spiritual. Numai că Domnul Iisus, după ce îl corectează pe omul acesta, spunându-i că doar lui Dumnezeu îi se potrivește în chip desăvârșit calificativul de bun, îl aduce pe terenul discuției teologice, pentru că știa că are în față un om cu preocupări religioase.
Și din cele 10 porunci ale Decalogului, Domnul Iisus menționează doar pe 6. N-aș vrea să credeți că Domnul Iisus a legat neapărat obținerea vieții veșnice, moștenirea vieții veșnice, de împlinirea poruncilor. Dar dacă Domnul a dus pe terenul acesta, a vrut să scoată în evidență ceva. Insuficiența acestor legi de a-i conferi omului viață veșnică. Pentru că erau mulți în vremea aceea, așa cum sunt mulți și în vremea noastră, care consideră că dacă, din punct de vedere exterior, scuzați-mă, dacă din punct de vedere exterior sau al ritualurilor ai reușit să împlinești o mulțime sau aproape toate pe care le ai știut, cu aceasta ai rezolvat problema vieții veșnice. Domnul Iisus vorbește aici că îi menționează 6 din cele 10 porunci și nici măcar nu le așează în ordinea în care au fost enunțate în vechime în Decalog. Iată de bună oară, porunca a 5-a, porunca a 9-a este așezată în fața poruncii a 5-a. Sigur că aici sunt foarte multe lucruri de spus cu privire la fiecare dintre aceste 6 porunci. În vremea respectivă, evreul știa că a te atinge de nevasta altuia sau a te atinge de femeia care nu este a ta, indiferent dacă ea are soț sau dacă nu are soț, este un păcat. Dar Domnul Iisus a venit și a spus, dacă cineva privește o femeie și în inima lui se naște o dorință neîngăduită, îi se consideră lucrul acesta ca și păcat. Chiar dacă în mod fizic lucrul acesta nu s-a împlinit, dar dorința din inima lui înaintea lui Dumnezeu este vinovată. S-a vorbit și despre o mărturisire mincinoasă, indiferent că este făcută verbal sau dacă este făcută în scris. Și garantat cine face mărturisiri mincinoase, dacă nu le îndreaptă, dacă nu își recunoaște falsitatea, va da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Despre lucrul acesta nu vreau să vorbesc prea mult. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este o poruncă adresată nu doar copiilor și tinerilor, ci oricărui bărbat, oricărei femei din poporul lui Dumnezeu, căruia sau căreia îi mai trăiesc părinți. A cinsti pe părinții tăi este o poruncă dată de Dumnezeu și Dumnezeu privește din înălțimea cerurilor să vadă cum împlinim porunca aceasta. Când suntem copii, când suntem tineri, când suntem adulți și ne trăiesc părinții, îi putem cinsti ascultând de sfaturile lor. Și vreau să vă spun că din câți sfătuitori avem în jurul nostru, de-a lungul vieții, ei părinții, sunt cei care ne doresc binele în cea mai mare măsură, chiar dacă uneori avem dificultăți în a-i înțelege. Câteodată hotarele pe care ni le pun părinții ni se par exagerate, deplasate, nepotrivite pentru vremea în care trăim. Dar vreau să vă spun că vine o vreme când, ascultând chiar și de acele cerințe din partea părinților pe care nu le înțelegem, vine o vreme când ne vom da seama că au fost date spre binele nostru. De aceea vin și spun, porunca aceasta este o poruncă pentru toți cei care mai au părinți în viață. Și pe lângă ascultarea de poruncile lor, de sfaturile lor, de învățăturile lor, mai există ceva care poate să împlinească, să ducă la împlinirea acestei porunci de a cinsti pe tatăl tău și pe mama ta. A trăi chiar și când ești departe de ochii lor, chiar și când ei nu mai trăiesc în lumea aceasta, într-un mod în care îi face pe seminii tăi să spună: măi, părinții acestui om și-au făcut bine datoria. Pentru că viața noastră este o carte deschisă pe care semenii noștri o citesc. Și vreau să vă spun că sunt oameni care le fac cinste părinților lor prin felul lor de a fi, prin felul lor de a se comporta, prin conduita lor în societate. Și vă îndemn să faceți lucrul acesta. Că spuneți, dragă mamă sau dragă tată, că le cumpărați de 8 martie un buchet de flori, vă sfătuiesc să faceți lucrul acesta dacă nu l-ați făcut încă, mai aveți timp până diseară. Dar vreau să vă spun că mai mult decât aceasta înseamnă cinstirea părinților să trăiești în așa fel printre semenii tăi,
încât aceia care te văd să spună, măi, omul acesta, bărbatul acesta, femeia aceasta, a avut părinți care și-au făcut bine datoria, l-au învățat bine. Doamne, binecuvântează-i pe toți părinții să facă asta și pe toți copiii să-și cinstească părinții. Amin. Însă, în Evanghelia după Matei, în relatarea aceleași întâmplări, mi se spune că tânărul acesta, după ce a spus Domnului că a păzit toate aceste lucruri din tinerețea lui, în paranteză vreau să vă spun, asta mi se pare și puțin cam amuzant. Era tânăr și păzise din tinerețea lui. E ca și cum ai spune că peste 3 zile, că poi mâine se vor împlini 3 zile de când te-ai lăsat de cafea sau mai știu de ce altceva. Sigur că nu e o durată de timp edificatoare, concludent. Dar important este că omul acesta a avut preocupări religioase și s-a străduit atâta cât a cunoscut să împlinească. În Evanghelia după Matei, el vine și întreabă, ce mai lipsește? După ce s-a achitat cu bine, cu grijă de toate aceste lucruri pe care le-a cunoscut din lege, el a simțit totuși că problema mântuirii lui, problema vieții veșnice, încă nu era definitiv sau în mod clar, cert, rezolvată și întreabă pe Domnul ce mai îmi lipsește. Aceasta era întrebarea pe care aș fi vrut să o dezvolt în dimineața aceasta, pentru că de multe ori noi ne mulțumim cu un creștinism de un sfert, cu un creștinism de jumătate, cu un creștinism de 80%, de 90%. Vreau să vă spun, dacă în școlile din România, cei care ați trecut prin ele cândva, se trecea cu 4 și 5, se făcea media, era 4,50 și se trecea, aș vrea să vă spun că pe calea lui Dumnezeu nu se trece în felul acesta. Domnul îi spune acestui om ce îi lipsea. Măcar că era un om religios din anume puncte de vedere omenești, puteai să-l socoți un om exemplu printre semenii lui. Omul acesta avea o lipsă în viața lui, era o lipsă. Și lipsa aceasta sau problema vieții lui era o legătură. Eu nu cred că omul acesta s-a încrezut în bogățiile lui, oricâte vor fi fost ele. Pentru că dacă s-ar fi încrezut în bogățiile lui, omul acesta n-ar fi întrebat pe Domnul cu privire la viața veșnică. Dar omul ăsta a știut că chiar și cu bogățiile pe care le are, nu poate dobândi viața veșnică, mai trebuie ceva și acel ceva voia să-l afle de la Domnul. Domnul i-a spus și vreau să înțelegem, dragii mei, că moștenirea vieții veșnice depinde de aceste lucruri. Eliberarea de orice legătură care te-ar putea ține legat este prima. În viața acestuia o legătură era proprietățile, moștenirea, averile sale. Dar s-ar putea întâmpla să nu ai așa ceva și totuși să ai viața legată. Să fii legat poate de, mai știu eu, o carieră, să o consideri cel mai important lucru din viața ta. Atingerea unui anumit scop pământesc să concentreze toate preocupările și eforturile tale sunt legături care ne pot ține pe noi legat de pământul acesta. Prima condiție este să fii eliberat de orice legătură. Și Dumnezeu ne poate elibera. Sunt lucruri de care oamenii spun, de asta eu nu mă pot lăsa, am încercat. Nu mă pot lăsa. Slăviți să fie Domnul că El poate să ne vină în ajutor. În al doilea rând, zice Domnul Iisus, să-și ia crucea și apoi să-L urmeze pe Domnul Iisus. Purtarea crucii este un concept despre care eu n-aș putea să vorbesc în câteva minute. Este un concept care nu place creștinilor din vremea de astăzi. Părinții noștri au înțeles conceptul acesta și pentru Domnul și pentru mântuire și pentru cer și pentru veșnicie, ei au fost gata să suporte orice. Dar oamenii de astăzi, creștinii de astăzi, în cea mai mare parte a lor, îndrăznesc să afirm lucrul acesta, în cea mai mare parte a lor, nu sunt dispuși să sufere ceva pentru Evanghelie. Și oamenii aceștia degeaba spun că poartă crucea, degeaba își spun diferite simboluri religioase care se amintească de o cruce. Aș vrea să vă spun că asta nu înseamnă purtarea crucii. A suferit pentru Domnul Iisus și pentru calea neprihănirii, asta înseamnă, într-un anume fel, purtarea crucii. Și apoi, Domnul Iisus spunea un al treilea lucru, ca să ai viața veșnică,
trebuie să-L urmezi pe Domnul Iisus. Eu cred că sunteți de acord cu mine că nu-i nevoie să faci călătorii în Țara Sfântă. Dacă ai posibilitatea aceasta să mergi să vizitezi locul acelea, e un lucru frumos. Dar asta nu înseamnă că l-ai urmat pe Domnul Iisus. Dacă ai încercat să le faci traseul călătoriilor lui de-a lungul celor 3 ani și jumătate și vreau, dacă chiar ai reușit cumva să împlinești toate acestea, asta nu înseamnă urmarea Domnului Iisus. Pilda Domnului Iisus trebuie să se găsească reflectată în viața noastră. Exemplul lui, asta înseamnă urmarea Domnului Iisus. Și cine urmează pe Domnul Iisus poate avea garanția că are viața veșnică, slăvit să fie Domnul. Dumneavoastră care mă ascultați în dimineața aceasta, vreți să aveți viața veșnică? Amin. Atunci e simplu. Să ne cercetăm, să vedem ce legături ar putea să fie în viața noastră, care ne-ar putea ține legați de pământul acesta. Noi nu le putem rupe, dar este cineva care le poate și este binevoitor să ne vină în ajutor. În al doilea rând, dacă vreți viața veșnică, acceptați tot ce trebuie să suferim pentru neprionire și Domnul să ne ajute la aceasta. Și în al treilea rând, dacă vreți viața veșnică cu adevărat, atunci urmați exemplul Domnului Iisus în toate zilele vieții noastre. Amin. Amin. Mă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare.